Conjunctura în care s-a petrecut accidentul în care a murit Adrian Iovan n-a trecut neobservată de președintele PDL Sălaș Lucian Bode. La nivelul PDL-ului se fac demersuri ca persoanele responsabile pentru tragedia din Munții Apuseni să nu scape nepedepsite. Lucian Bode a ținut să transmită prin intermediul conferinței de presă a Partidului Democrat Liberal condoleanțe familiilor îndoliate și să-și exprime nemulțumirea în ceea ce privește modul în care a fost gestionat tot episodul accidentului din Munții Apuseni, în care au decedat Aurelia Ion și Adrian Iovan, fostul soț al creatoare de modă Romanița Iovan. Condoleanțe familiilor Aurelia Ion și Adrian Iovan și spun doar atât. PDL va uza de toate mijloacele legale pentru ca responsabilii pentru această tragedie să fie trași la răspundere și să plătească pentru incompetența lor, astfel încât astfel de erori să nu se mai repete. După cum știți, domnul prim vicepreședinte Cătălin Predoiu a anunțat faptul că vom depune plângeri penale pentru neglijența în serviciu împotriva trei miniștri din guvernul Ponta. Ca cetățean român, plătitor de taxe și impozite, la fel ca fiecare dintre dumneavoastră, nu pot să nu constat faptul că avem de-a face cu un sistem anarhic populat la bază cu oameni bravi, pompieri, medici, salvamontiști, simpli cetățeni, dar coordonat la vârf de niște idioți, susține Lucian Bode.